Deșteptarea. Vorbim despre trotinete, relația dintre trotinetiști și ceilalți participanți, mă rog, și bicicliști și ceilalți participanți la trafic. Ar trebui să fim mai atenți cu cei care circulă pe trotinete, ar trebui să aibă și ei prioritate în trafic. Cum facem? Ar trebui mai multe piste? Ce se întâmplă? Bine, o luptă inegală cumva, pentru că evident sunt mult mai multe mesaje de la șoferi. Evident. Ei sunt majoritari și în general nu prea vor să aibă de-a face cu trotinetiștii. Discuția asta a fost și când au apărut motocicliști mai mulți în trafic. Da, după revoluție, ușor, ușor, știi? Și la început nu erai obișnuit decât să te uiți la mașini, îi ignorai fără să-ți dai seama. Și ușor, ușor te-ai adaptat cu ei e bine, în trafic. E bine, e o discuție și în ziua de azi. Evident că e o discuție și cu motocicliștii care au încă probleme în trafic de multe ori din cauza șoferilor neatenți. Da, na, uite, am primit un mesaj de la Alex, spune așa: eu, ca să ajung pe stradă cu vehiculul meu, am făcut școală, am dat examen și plătesc taxe. Asigurare, vinietă, impozit, taxe de combustibil. Nu au ce căuta în stradă trotinetiștii. Iar când vine vorba de poluare, mai marii lumii se plimbă cu rachetele pe cer, iar pe noi ne pun să mergem cu trotineta pe lângă autobuze și mașini mari. Asta da siguranță. Zi faină, ne spune Alex. Deci avem nevoie odată de reguli, înțeleg eu. Aceleași reguli pe care le respectă cei care se urcă la volan ar trebui respectate și cunoscute, da, examen eventual și pentru cei care vor să circule pe carosabil cu trotinetele, sau opțiunea cealaltă, autoritățile ne ajută să avem toată infrastructura necesară, respectiv piste de biciclete și trotinete, și să nu ne încurcăm în trafic. Mi-a plăcut și problema ridicată de Alex și poate o să o dezbatem cu alt prilej, asta cu mai mari lumii care merg cu racheta și noi, nouă ni se cere să salvăm planeta și să mergem cu trotineta. Apropo de ce a fost și la noi cu guvernanții care veneau vinerea cu bicicletele la... Așa, serviciu și au venit de două ori și au uitat-o. A venit și domnul președinte. Da, da. Și a mai adus aminte la un moment dat. Bine, el oricum are un delay și probabil că de la delay-ul ăsta suntem răi. La 16 ani poți să-ți iei permis moto A1, ne spune colegul Cristi Popescu. Îți mulțumim, apropo de permis pe care poți să-l ai înainte de 18 ani. Avem și mesaj audio, intrăm în direct imediat. Bună dimineața, băieților. Păi dacă vor prioritate, să obțină un permis, să știe codul rutier, să dea un examen și după aia o să aibă prioritate și în și pe stradă. Dan din Oradea. Dan, îți mulțumim. Dan ne-a spus practic același lucru. Mihai, bună dimineața. Salut, Mihai. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Eu v-am sunat în calitatea unui șofer care, din păcate, am luat pe capotă un trotinetist, ca să zic așa. Okay. Părerea mea este că, în contextul actual, ce ține de infrastructură și legislație, absolut nu ar trebui să circule pe carosabil. Din păcate, autoritățile s-au spălat de mâini când au dat acea ordonanță pentru trotinete, au ales calea ușoară, le-au dat voie pe carosabil cât mai aproape de bordură, da, în loc să dezvolte o infrastructură necesară. Au ales variante, s-au spălat de mâini pur și simplu. De asta zic că, în contextul actual, ce ține de infrastructură și legislație, absolut nu pe carosabil, iar cei care susțin, și eu personal aș dori să pot să circul în Iași cu trotineta, să pot să mă deplasez, dar mi este frică, având în vedere ce mi s-a întâmplat mie cu acel băiat cu trotineta, toți cei care vor să se deplaseze cu trotinetele să se asocieze și să pună presiuni reale pe autorități să dezvolte o infrastructură adaptată pentru acest mijloc de transport. Altfel, suntem într-o junglă. Altfel, suntem și vom fi într-o junglă în situația asta. Dar cum ai ajuns în situația de a lua pe cineva pe capotă? Cum s-a întâmplat? Long story short, eram în București de pe banda 1, voiam să intru într-o parcare undeva la dreapta, băiatul cu trotineta era în spatele meu, pe mijlocul benzii, deci nici măcar nu era conform ordonanței, cât mai aproape de bordură. Eu nu l-am văzut în oglinda laterală, el a văzut că pun frâna, a încercat să se strecoare printre mine și bordură. Și l-a luat pur și simplu pe interior, l-am luat pur și simplu peste polițistul care a venit la fața locului. A zis că el este vinovat, că nu are ce căuta să depășească prin dreapta, a mers undeva în zona Vitan, de acolo unde sunt accidente. Am înțeles, și ați rezolvat. De asta zic, păi n-am rezolvat, că acolo polițistul care a văzut treaba m-a scos pe mine vinovat. Adică legislația e atât de
nu a dat pe articolul, nu știu care, 51-54, ceva de genul, unde articolul ăla spune că în momentul în care tu ești din casă și ai apăsat încheie să-ți deblochezi mașina, trebuie să asiguri. Cam despre asta e vorba. Da. De asta zic că ce ține de infrastructură și legislație este o junglă și nu, în situația asta nu sunt de acord ca cei cu trotinete. Plus că, mă scuzați că o idee mai am, mulți dintre ei merg așa, o duc la extrem, adică, domnule, noi mergem pe mijlocul străzii, noi protejăm planeta, suntem hipster, suntem... Nu e ok, adică e un pic schizător din partea lor. Păi da, dar pentru niște excepții, pentru niște excepții, poate n-ar trebui să ne închidem... Să închidem regulile chiar așa. Adică eu circul cu trotineta, prefer trotuarul sau pistele de fiecare dată atunci când pot să fac lucrul acesta. Nu folosesc carosabilul decât atunci când am nevoie. Deșteptarea